Una dintre problemele spinoase cu care se confruntă giurgiuvenii, dar și turiștii de ani de zile, este lipsa toaletelor publice. De cele mai multe ori, cei ce aleg să facă o plimbare prin oraș și să se întâmple să aibă nevoie la toaletă, se lovesc de faptul că nu au unde să meargă. Deși în centrul orașului, pe vremuri, exista un grup sanitar special amenajat pentru femei și bărbați, astăzi acesta este în paragină. Singurele alternative rămase pentru cetățeni este WC-ul din piața centrală cu plată, ori să apeleze la bunăvoința personală localurilor din oraș. Oamenii spun că de fiecare dată când au nevoie la toaletă, singurele disponibile sunt cele ale Spitalului Județean, benzinăriilor și restaurantelor. Ați văzut pe undeva prin vreo toaletă publică? Nu. Dar dacă se întâmplă să aveți A fost nevoie... undeva pe Tineretul și probabil că n-au fost mulțumiți locatarii cei din preajmă, pentru că vă dați seama, mirosea. Dar dacă se întâmplă să aveți nevoie... Unde vă duceți? Facem pe noi. Asta e. Plecăm pregătiți de acasă. Cândva am văzut în parcul Mihai Viteazu, dar nu cred că mai... Dar dacă se întâmplă să aveți nevoie, ce faceți? Ferească Dumnezeu! Nu știu, chiar că e destul de neplăcut. Într-adevăr, este nevoie. Este nevoie și mai ales când ești cu un copil după tine, ce să faci? Păi... Unde să-l duci, da. Nu. Chiar vreau să-i zic lui domnul primar că nu există așa ceva decât dacă ești copil, chiar cu un om mare și asta, nu există. Dar, și dar... nici pe aia nu sunt capabili să o repare, aia din centru, care e făcută după vremea noastră. Dar dacă se întâmplă să aveți nevoie, ce faceți? Mă descurc pe la restaurante, pe la... dar nu e normal. Dar nu e normal, cum să intri într-un restaurant? Așa, pentru nu consum nimic, te duci la toaletă. Era odată. Acum nu. Dar dacă se întâmplă să aveți nevoie, ce faceți? Nu știu. Nu pot să răspund la întrebarea asta, că e grea. Chiar e o problemă, chiar e o problemă strigentă în orașul ăsta, ca să vă spun eu așa. Adică, pur și simplu, nu știu ce să vă răspund, adică să vă spun că... E o problemă foarte delicată. În urmă, cu mai mult timp, o toaletă ecologică a fost amplasată în Parcul Alei. Din nefericire, în urma diferitelor modernizări, acestea au dispărut. Celelalte parcuri și chiar șoseaua București se pare că nu au beneficiat niciodată de amplasarea unei astfel de toalete, până când autoritățile locale vor binevoi să aloce o sumă de bani și să introducă acest lucru pe lista de priorități, giurgiuvenilor nu le rămâne decât să se descurce cum pot.